Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis că procurorul general Augustin Lazăr a încălcat codul deontologic al magistraților când a folosit formularea inculpați de rang înalt. Potrivit unor surse judiciare, CSM a admis astfel contestația inspecției judiciare față de decizia luată în iunie de secția pentru procurori, care hotărâse că Lazăr nu a încălcat codul deontologic, când i-a numit în acest fel pe parlamentarii care au modificat legile justiției. La intrarea la ședința CSM, procurorul general Augustin Lazăr a spus că formularea pe care a folosit-o se referă la inculpații de competența Direcției Naționale Anticorupție, care se ocupă cu infracțiuni de nivel mediu sau înalt. Declarațiile la care se face referire în acest caz au fost făcute de Augustin Lazăr în decembrie 2017, în contextul modificării legilor justiției. După decizia de azi, Augustin Lazăr a anunțat că se va judeca cu CSM pentru că apreciază că hotărârea plenului este nelegală. Acesta a declarat pentru Mediafax că așteaptă motivarea pentru a o ataca în instanță.